să fie Domnul. În veci, amin. Iubiții mei, frații, surori, dragi din Domnul, mă gândesc la starea mea, când voi pleca de aici, cum voi da socoteală în fața judecătorului? Fiindcă s-a vorbit aici foarte frumos de către Părintele Profesor, ca fiecare dintre noi să spunem cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Dar, iubiții mei, frații, surori, dragi din Domnul, eu dacă aș avea o voce de tunet, n-aș putea să spun cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu. Și spre rușinea mea vreau să fac o mărturisire. Eu am fost un bețivan profesionist. Am 8 copii, copiii mei munceau toți și nu mi-ajungea mie să beau. Dar până la urmă, bunul Dumnezeu, ca un puternic, că se lucra moartea Bucătosului, în 97, mi-a venit o vedenie și nu am mai băut. Și mi-a zis că nu mai mă vor bere. Și din 97 până acum, eu mă duceam și înainte la biserică. Mi-era clar să mă duc, dar bea. De la mine și până acasă era 3 cârciuni. Și mă întâlneam cu prietenul, cu tare, bă, vine mă să-ți dau o țuică să bei. Și până acasă mă îmbătam. Veneam acasă și nu era ce, bă, prietene, mă. Mă, dar cum, mă, de unde vii, mă, tu? Păi de la biserică, mă, cu ele. Păi vine, mă, de la biserică, în felul ăsta, da? Păi, dar de ce n-ai găsit și tu unul să avem atunci 6 copii? De ce nu da, dar să-ți iei unul și să-i fii și tu o pâine la copii? Dacă o spună să da? Da, mi-a dat. Vedeți, frățile voastre, și acum cum și când să spui și ce să fac și cum să spui eu cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu? Că dacă era vorba ca să mai vreau până acum, eram dus de mult. Dacă am ajuns spre rușinea mea, dar spre slavă lui Dumnezeu, vreau să mă scurizez. Am ajuns de-a băut, beam carmol, frații mei și surorii mele. Carmol de făceai trecție și îl beam. Luam carmol și puneam apă și îl beam. Și mă mutam. Și mai băteam și nu era fel. Da? Diavolul, toată lumea luminată ia concedii, dar diavolul nu ia. Să știți și pe cineva că cel nu ia concediu. Lui îi merge plugul și nu îi împinește. Niciodată. Așa că am vrut să fac o mărturisire în fața profesorilor voastre și să spun cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos